Nu trebuie să judecăm o mamă care a abandonat un copil pentru că ne bucurăm că l-a născut. Nu trebuie să judecăm o mamă că n-a educat un copil pentru că n-a știut sau nici ea la rândul ei n-a fost educată sau n-a fost formată. Dar judecăm o mamă când este irresponsabilă și face copilul și îl aruncă, adică îl lasă baltă, îl abandonează. Acolo nu se mai vorbește nici de sentiment, nici de omenie, nici de bunătate, nici de bun simț, nici de credință. Și dacă vă uitați atenți, societatea în care trăim tinde spre aceste sălbăticii, spre aceste jungle raționale, de a forma oameni fără caracter, de a forma oameni fără identitate, de a forma oameni fără origine, de a forma oameni fără temerie spirituală, de a forma oameni fără sistem de valori. Dacă vă uitați cu 50 de ani în urmă, în societatea românească se spunea să rămână la trei categorii de oameni: preotului, bătrânilor și părinților. Și aceasta venea pe linia educației. Dar această educație venea dintr-o mamă responsabilă care voia ca fiul ei să fie omul de mâine a societății și să-i asigure că a terminat o școală, un serviciu și o bucată de pâine. Așa se și spunea, să ai pâinea și cuțitul. Este o expresie la țară des folosită și valabilă și astăzi. Mă, muncește să ai pâinea ta, sau muncește să ai banul tău, sau muncește să ai serviciul tău, sau muncește să nu depinzi de nimeni. Iar acest cult al muncii nu începe nici la vârsta de 10 ani, nici la vârsta de 15 ani, nici la vârsta de 18 ani. Cultul muncii în familie, mama îl educă și îl aduce copilului încă din primii ani de viață. De când începe să meargă în picioare, mama îi verifică aptitudinile firești, spunând, adă-mi cutia aceea, dă-mi cana aceea, adă-mi ștergarul ăla, adă-mi papucul ăla, adă-mi bățul ăla. De ce? Ca el să se învețe cu responsabilitatea. Și această responsabilitate este prima formă autentică de altoire a valorilor într-un om nou, într-un caracter nou, într-o viitoare persoană care este omul de mâine al societății. Și apoi îl ia grădinița și îl învață elementul social, să trăiască în grup, să vorbească în grup, să cânte în grup, să mănânce în grup, să învețe în grup, cum se cheamă, grupă pregătitoare și așa mai departe, ce mai fac ei de acolo. Dar copilul pleacă cu niște valori sacre de acasă, cu niște valori firești de acasă, oriunde l-ai lăsat, el știe să se ducă acasă, oriunde ar fi, el știe a cui este, dacă ați văzut, chiar părinții au acest talent și un talent înnăscut involuntar de voința lor, când spune, hai, spune cum te cheamă. Și nu știe părintele cum îl cheamă, de ce trebuie să spui copilului cum îl cheamă? Ca oricine îl întreabă dacă se rătăcește sau se pierde, să știe cui este. Azi, într-un oraș întreg, mai greu îți dai seama cui este. Dar înainte, între mergești la țară, cum era satul și zona rurală, asta, zona rurală la țară, oamenii se știau între ei și copiii se știau a cui sunt. Și chiar dacă se întâmpla ceva, imediat cineva te lua de mână și te ducea acasă. Ei, în ziua de astăzi, copiii sunt ușor dezrădăcinați de mentalitatea de familie. Și ați văzut, noile legislații moderne pun accentul nu pe educația copilului, ci pe senzația copilului. Deci, el n-are un an și trebuie să cunoască lucrurile senzaționale. El n-are 7 ani și trebuie să cunoască bine lucrurile sexuale. Și argumentul foarte ar fi că atunci când ar fi agresat să știe să facă discernere.
În ce mod, mă rog, poate fi agresat un copil până la 7 ani, dacă mama îl duce de mână la școală, la grădiniță, la spital, la doctor, la cofetărie, pe drum, la plimbare, în parc și oriunde, și tot ea îl însoțește înapoi acasă? Sau dacă nu-i mama, e bunica, sau e fratele mai mare, sau e tata, sau e cineva din familie? Deci, în momentul când lipsește bunătatea din scopul real a unui lucru, lucrul respectiv se deformă. Și lucrurile s-au deformat încet de 30 de ani, totuși schimbă sensul valoric, începând de la ideea că te poți despărți când vrei tu, ideea că te poți căsători de câte ori vrei tu, ideea că poți trăi în concubinaj când vrei tu, e vorba că poți să faci familie monoparentală când vrei tu, e vorba că poți să stai în căsătoria de probă când vrei tu, și întrebarea este banală. Dacă un tânăr de la vârsta de 18 ani, când presupunem că s-a apropiat maturitatea biologică și el poate fi bărbat, până la vârsta de 30 de ani, când se însoară, în acest interval neutru, lipsit de trei valori, casa, serviciu, răspunderea, morala, obligația și datoria, care trebuie să caracterizeze un tânăr. Pentru că la 18 ani ești apt de muncă. La 18 ani ești apt să fii bărbat față de o femeie. La 18 ani ești apt să muncești, să ai un salar, să plătești o chirie. Sau ești apt să muncești, să te întreții. Și dacă părinții fac această greșeală fundamentală și întrețin pe copii până la 30 de ani, mi-a plăcut o glumă bună astăzi, aia mi-a dat ideea să vă vorbesc în seara asta despre asta, zice, se complică problemele în familia noastră, nu mai putem trăi din pensia bunicului, trebuie să-l angajăm. Adică, cei bătrâni pot să muncească, că au experiența muncii, iar cei tineri trebuie să se protejeze și să consume și să se distreze, pentru că ei n-au voie să muncească. Sunt lezați dacă au responsabilitate. Ei, aici lipsește discernerea, lipsește verticalitatea, lipsește demnitatea, lipsește seriozitatea, lipsește normalitatea, lipsește firescul, lipsește biologicul, lipsește socialul, lipsește morala și lipsește etica. Și dacă noi continuăm să mergem așa, vom vedea că nu sfârșitul lumii ne interesează, nici câte peceți se spune Antichrist, nici câți dragi sunt pe planetă, nici ce diavol ne muncesc, nici când se coboară foc din cer, nici de ce schimbă Dumnezeu cer nou și pământ nou, o să vedem că noi o să ne autodistrugem între noi, unii pe alții, prin proasta folosire a valorilor educaționale față de copii. Deci în momentul când tu nu întărești temelia sănătoasă, deci ce vrei să faci? O casă cu două camere, ce spune inginerul constructor? Trebuie atâta fier în structură, trebuie astfel de temelie, astfel de perete, astfel de boiandruc sau stâlp, sau astfel de centură și astfel de acoperiș. Și tu spui, are calculată rezistența pentru 8 grade cu tremur. Asta e casa. Dau un copil care n-a primit educația la timp. Dau un copil care a fost lăsat să crească creangă, cum spunem noi, fără responsabilități, fără abilități, fără aptitudini. Ce va face la primul cu tremur mic? Când e greu de un loc de muncă, când e un serviciu mai obositor, când societatea îți creează atâtea probleme din punct de vedere a paradigmei în care trăim, tot felul de mânării, tot felul de nepotisme, tot felul de non-valori cocoțate peste tot și tu trebuie să reziști în societate. Ce faci dacă tu nu ai un sistem de valori care să te reprezinte atunci când deschizi ușa unui om și
și te duci ca să te prezinți să fii un cetățean activ și un om de muncă și tu nu știi nimic. Ați văzut pe ce ne bazăm acum? Pe hârtii. Toată lumea adună un malder de hârtii, e parcă hârtiile alea ar fi în măsură să suplinească tot ce lipsește în societate. Degeaba scrie pe tine inginer, dacă tu nu știi ce e inginerie. Degeaba scrie pe tine doctor, dacă tu nu știi ce e medicină. Degeaba scrie pe tine contabil, când jumătate din oameni stau în pușcărie pentru faliment și distrugerea firmelor. Degeaba scrie pe tine polițist, dacă tu ești coordonatorul corupției și ocrotitorul ei. Degeaba scrie pe tine judecător sau avocat, dacă tu acoperi minciuna și neadevărul. Deci, societatea se autodistruge prin propriile patimi și omul se distruge prin propriile neputințe. Vedeți, noi ne complacem în societate într-un fel, iar când venim în biserică, vrem să părem altfel. Nu. Dumnezeu este același astăzi din fața Sfântului Amvon. Dumnezeu este același dincolo de poartă când dumneavoastră sunteți cetățenii.